then you can... What is this? All right, look ahead, using the... Very 17. First period. با سلام حضور شما شنوندگان ارجمند. Dragi copii, dragi telespectatori, bine v-am regăsit în fața micilor ecrane, deoarece astăzi veți vedea imagini inedite din turneul de spectacole susținut de copiii din ansamblul Andantino în Egipt. Suntem pregătiți deja la aeroportul internațional Otopeni pentru a ne îmbarca în avionul ce ne va purta peste Europa și Marea Mediterană până pe continentul african, în stațiunea Hurghada, situată pe litoralul Mării Roșii. Pentru că este prima noastră călătorie cu avionul, avem emoții, dar și un sentiment ciudat de curiozitate amestecată cu plăcere și spirit de aventură. Iată că avionul Airbus 320 s-a pus deja în mișcare. Și după ce motoarele au fost ambalate la maxim, ne ridicăm la propriu deasupra tuturor lucrurilor. Cât de frumos este să călătorești cu avionul printre noi. În avion ne este servită o masă destul de consistentă. După un zbor plăcut de aproximativ 3 ore și jumătate, ajungem la destinație. Primim viză de intrare pe pașapoarte, după care mergem la hotelul pe care ni l-am ales cu mult timp înainte. عليك تلمون خفاليك
gata, am ajuns la Hotel Hilton. Sus bariera, să intrăm! Aici primim binecunoscutele brățări All Inclusive. Frumos încolonați, mergem la masa de dimineață. La All Inclusive descoperim tot felul de bunătăți. Iar acum ne îndreptăm cu toate cele necesare către Marea Roșie. Era aproape imposibil să nu întâlnim în Egipt cămila, acest animal de povară specific deșertului și acestor zone. Și prima baie în Marea Roșie! Bine a făcut cine a inventat acest sistem de masă numit All Inclusive, unde ai dreptul să consumi de toate. Găsim pe plajă mici baruri cu sandvișuri, apă, suc, tot ce vrei și ce nu vrei. După atâta bălăceală, ne reîntoarcem la hotel. Programul copiilor din ansamblul Andantino în turnee cuprinde, printre altele, și somnul obligatoriu de după amiază, ceea ce vom face acum, pentru ca mai apoi să mergem la masa de seară. Dragi copii, dacă veți ajunge prin aceste locuri, să nu exagerați mâncând toate bunătățile culinare în exces. Indigestia vă poate strica programul de vacanță.
facem o mică repetiție pe scena unde vom da spectacol în ziua următoare. Pentru ca mai apoi să ne distrăm la discoteca în aer liber. Înainte de culcare, facem și noi o baie într-una din piscine. A doua zi de dimineață, intrăm prin camerele copiilor să vedem dacă au dormit bine pe timpul nopții. Vă spuneam la începutul emisiunii noastre despre imaginile inedite pe care vi le vom prezenta cu ocazia acestui turneu în Egipt. Dar până vom ajunge la destinația cu pricina, vă lăsăm și pe dumneavoastră să vedeți cum arată stațiunea Hurghada. Egiptul este o țară arabă din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, fiind așezată pe două continente, Africa și Asia. Se învecinează la nord cu Marea Mediterană,
la sud cu Sudanul, la vest cu Libia, iar la est cu Fâșia Gaza, Israelul, Golful Aqaba, având astfel legătură cu Iordania și Arabia Saudită și, bineînțeles, cu Marea Roșie, cea care desparte continentul african de cel asiatic. Egiptul este împărțit în 26 de regiuni. Este cea mai populată țară a continentului african, având aproximativ 79 de milioane de locuitori. Ne-am îmbarcat cu minți pe un vaporaș ce ne va duce în locul unde ne așteaptă submarinul Sinbad. Da, dragi copii, chiar vom merge cu submarinul. Mi-e frică. Rău de tot. De ce, mă? N-am picăturile la mine și durează prea mult 45 de minute. O să mor de câteva ori în 45 de minute. Dragi copii, dragi telespectatori, dacă veți vizita vreodată Egiptul, să nu ratați această extraordinară ocazie de a face o plimbare cu submarinul galben. Coborâm temători, dar încrezători că totul va fi ok. Gata! Ne-au închis aici. Plecăm și vă lăsăm să admirați ceea ce am filmat noi prin hublourile submarinului. Această epavă a unei corăbii scufundate de mult timp este un loc de joacă preferat de pești. Scafandrii le dau peștilor de mâncare pentru ca noi să îi putem vedea mai bine. چشم تو نشسته شوق دیدار بر صورت قشنگت نگذشته روزی انگار برق دو چشم نازه
scafandrii, poartă măști de protecție pentru a nu fi ciupiți de către pești, chiar dacă aceștia sunt prietenoși, îi pot răni accidental. Pentru frumusețea peisajului a fost scufundat aici, pentru totdeauna, un căluț înaripat. Ieșim din Yellow Submarine cu amintiri superbe pentru toată viața. Ladies and gentlemen, dear tourists and local persons, the artistic ensemble of children Andantino of the National Military Center of Bucharest, Romania has the special pleasure to present you the show of pop music, traditional music and dance, Little Ambassadors of Friendship. And now for you, Andantino!